Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Observatorul Viitorului! Sunt Laurențiu Roșu, iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Schimbările climatice afectează societatea, economia și mediul în multe feluri. Diminuarea efectelor actuale și potențialele schimbărilor climatice este de o importanță majoră. Soluția? Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totuși, aceasta nu implică atenuarea fenomenului de încălzire globală într-un orizont de timp apropiat. Astfel că adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să reprezinte o prioritate a politicii naționale. Vedem în minutele ce urmează ce implică cea mai recentă campanie de conștientizare. În drumul spre o Europa neutră din punctul de vedere al climei și către o planetă mai curată în general, este important să regândim aprovizionarea cu energie și să creăm un sistem energetic complet integrat în cadrul Pactului Verde European. Hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă sau combustibil și are multiple aplicații în industrie, transport, energie și construcții. Fiind o sursă excelentă de energie ce poate fi utilizată pentru a genera electricitate din apă, hidrogenul este un element esențial pentru dezvoltarea durabilă. Cum se obține hidrogenul verde și care este rolul gazelor naturale în reducerea emisiilor poluante aflăm din materialul următor. Statisticile europene arată că România este a treia țară din Europa cu cele mai scăzute emisii de dioxid de carbon pe cap de locuitor. Acesta este un avantaj major în contextul în care Comisia Europeană, prin pachetul Fit for 55, a declarat război deschis poluării. Obiectivul este de a tăia până în 2030 cu 55% emisiile de carbon. România deja a atins acest nivel, având cu 65% mai puține emisii de dioxid de carbon decât în 1990. De asemenea, România este una dintre puținele state ce a atins deja țintele privind ponderea producției de energie regenerabilă. Știrile au ajuns la final, ne revedem și mâine cu noi informații despre cum putem construi un viitor mai curat și mai sigur. La revedere!